Salutare lume, bine v-am găsit la un nou live. Astăzi o să ne jucăm iar niște A Plague Tale, ca toți oamenii, că de ce nu? Adică, ce Dumnezeu. Este prima dată când folosesc alt program pentru live-uri și chestii. Sper că este destul de bine, adică sper că mă aud bine și chestii. Și că se vede bine. Da, ok, repede aici. Să-mi spuneți dacă se aude jocul prea tare, please. Să-mi spuneți. Oh, shit. Au scăpat și șobo. De-aia trebuie să mai dăm încă o dată cu odoris ăsta. Bun. Oma iar se duc acolo. Și acum o să fiu... Și acum o să fiu șmecher și o să-i blochez. Nice. Acum deci noi rock, că de ce nu? Și acum mergem și noi la cartea asta. Chestia asta mai făcut-o în live-ul trecut, dar na, jocul nu are save-uri automat făcute de player, ci autosave-uri și na. Trebuie să dea încă rolul ăsta. Să sperăm că o să ajungem cu bine la, nu știu, biblioteca aia de pe live-ul trecut. Îmi pare rău că am lipsit așa de multe zile, dar... Îmi pare rău, n-am avut ce să fac. Da, foarte discret. Să așa să verific repede ceva. Da, încă... N-am că e totul cum trebuie, ceea ce... Mă bucur că încă este totul cum trebuie. Să continuăm aici. Am verificat și eu dacă merge totul cum trebuie. Am sărim aici. Și cam aici ne-am cam oprit noi în live-ul trecut. Nu foarte departe, cel drept. Ia că vreau. Nu am. Uite aici. Nice. Amici, da, că vreau. Sper că m-am avut bine. Și altfel plâng. Încă nu mi-arată aici. Să... Habar n-a ce s-a întâmplat, să dea miezo. Ok, am înțeles. Am omorât ăștia bolnavi. Cu ce să ajute, mă, fata asta? Oh my god. Ne-au folosit șobolani pentru ăștia mai bolnăviori, așa. Ai putea. Și acum fugim, ca tot oameni. Call it mercy. What? You can't put it on the other side because it fucking stinks. Oh my god, am înțeles, a zis F-word. Am înțeles, frate, a zis F-word. Foarte discret. Cel drept. Ia să verific eu ceva, să vedem dacă mai zice și voi aici ceva. Sper că tot este încă cum trebuie, adică să meargă. Ok, ia să vedem.
Nu, Dumnezeule mare. Salutare, lume. Bine v-am regăsit la un nou live. Noi, practic, astăzi... Bine, bine v-am găsit la un nou live în glumă, mă înțelegeți? În glumă fac asta. Adică de ce să fac asta de două, hai serios. Bun. Am rămas, bine, nu am rămas fix aici data trecută, dar stai să nu vă plictisesc. Am deja o persoană pe live și, și de data asta folosesc alt program de chestii. Sper că calitatea live-ului este destul de ok. Ok, gardianu. Cu ce pot să sting? Sună. Ok, cred că trebuie să folosesc chestia asta. Și acum piatra. Bun. Na, a dat soarta. Și ce zic? Hai, am persoane pe live, nice. Ok, am înțeles. Hai să terminăm și noi jocul ăsta. Că până la urmă, de mult facem noi serie cu el. Oh, nu! Nu! Fuck you. Așa. Dar ce e pisanguiz ăsta? Asta e cartea care ne-a zis-o în live-ul trecut. Ia să vedem noi aici. Asta are casco. Dead. Nici nu știam că-s doi. Și chiar habar n-avea că erau doi. Bă, dar pot să iau și ceva de... Oh my god, uite cum sunt cum e tipul ăsta. Hello, man. Două persoane pe live. Bine ați venit. Opa. Bine, așa mi-arată mie YouTube-ul. Ia să mai luăm noi pe aici chestii. Opa. Păi, în zona asta, da, chiar ce e? Cards? Unde cards? Mai am o altă parte? Deci, care mi se pare că sunt călări alternative în lucrul ăsta. Oh, nu. Cred că pe aici, da? Hai să vedem ce mai pe aici. Ui, ba nu, mă, uite. Sunt și... Uite, pot să merg pe aici. Fii atene, știu că pot să scap de șobul ăla. Da, mai folosesc o luminos chestia de asta, dar trec totuși. Oh my god, de la bea apa aia, oh my god. What the fuck? Bă, what the fuck? Nici nu crede așa ceva. Vitalis. Butcher? Păi nu era parcă Nicolas ăla? Cine Dumnezeu e Vitalis? Vitalis the Great Conqueror. Da, serios, acum nu am zis nimic niciun Vitalis. Cine e Vitalis? Cine e așa? Nu, no, nu am zis nimic jocul. Haideți să-l luăm pe prietenul nostru de lanternă. Fa, de ce te-ai dus aici?
Run, Forest, run. Ia uite și pe ăsta. I am dead, ok? Hey, you there! I'm gonna beat some balance into you. Something moved, I think. Crazy? Prin gard ești nebun. Cum ar trebui să scap de tipul cu scutul? Na. Guinea 1. Hai să coborăm jos. Nu zice nimeni nimic pe chat? Mi-a de găs două persoane. Mai zice și voi ceva pe acolo. Na, zic și eu. Bă, dar chiar de ce trebuie să mă duc la ăla? Că pot să mă duc la ăla. Ești eu, îl omor pe ăsta, fain frumos și gata. Mai ales ăștia cu scutul sunt o durere. O durere în fund sunt și ăștia. Somnă. Bă, frate, uite cât îți cer chestiile astea. Nu mai consum ăsta, serios. N-a văzut nimeni nimica. Da, fain frumos, uite. Așa, mort. Epic Sanguine. Asta nu e Epic Sanguine, nu e numele, nu e numele la carte, bă, frate, e... E un material. Păi ce-mi place că tipul cu scutul n-are treabă. Dar toți au baby sandwich ăsta. Finally. Finally, hai mă că nu a durat mult. Dacă se referă, dacă a ajuns acolo la biserica aia, da. Da, uite, a ajuns la biserica aia. Grand Inquisitor. Fuck. They've got heavy armor. Too risky. Heavy armor? Shit. I really thought I was going to dump one of those alchemists. Simmer down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Arse. Anyway, one of them said he got his experience, so we knew it was coming. We'll have to pray for him. Saying vital... Da, nu înțeleg cine e ăsta, Grand Inquisitor. Nu e nici un șobo-șobo în zona asta. Mai că mai fost și niște pietre aici. Și niște devorante de ăsta. Sper că nu vii pe aici. Tipul ăla n-are treabă. N-aveam treabă. Salut, Daniel! Noi am mai văzut de mult timp. Opa. Intră și noi aici. The hard way in the shadow of ramparts. Roses. Roses. Wherever will I find roses? Oh, how about now? But where have the books gone? Where have the books? Flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. Can't even tell the difference between day and night anymore. Shut up in here. You're not getting away this time. Oh. Ba da, chiar am scăpat.
Ce credeam asta că nu scapă, auzi la el? In your face. Hai să vedem ce mai avem de luat de la oamenii noștri. Da, vreau asta. Uite un card. Ce mai vreau? Trebuie să urmărim florile. Așa. Unde pot eu să urc? Unde? Că vreau să știu. Vă să dea naiba dacă știu unde trebuie să mă duc acum. Cred că trebuie să împing... Ah, gata. Cred că așa trebuie să mă duc. Măi, acum eu mă duc pe... Hai, mă, odată. Urcă. Bă, urci sau nu urci? Cred că... femeia e puțin nebună. Haide. Hai, mă. Bă, da, mă, naiba, frate, adică... Hai, mă, urcă. De ce nu vrea să urce, mie, zăule mare? Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Hai că ce, Dumnezeu. Foarte fan. Ia să vedem. Nice. Și uite, apa aici ne ducem. Creierul meu nu a putut să... Nu a putut să-și dea seama din prima, dar na. Jocul are puzzle-uri, ca toate. Pe și Resident Evil avea. O grămadă de puzzle-uri chiar. Ce Dumnezeu am făcut? Sanguis in tenera. And this knowledge can save us all. So keep searching. Concentrate on looking for books with our rank. The book is Sanguinis and Emerald. They're looking for it too. I'd better be quick. Ar trebui să fie rapidă, man, că ăștia îți fură cartea. Pictures and books. Boop. Salut. Tocmai piatra te-a pupat pe față. A zis să iau prima dată pe tipul ăsta, că poate anunța pe altcineva, cine știi. Să știi că este ciudat că nu sunt șobo-șobo pe aici. Ok, vreau materiale. Hai pe aici. Bă, măcar sunt flori. Dar și cine mai e pe right track? Băieții. Băieții rei. Cum ar că they are? Cine? The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. But... Someone's attacking us. What do you think you're doing down there, huh? Hello? What the hell happened to you? I don't know. Pa, amândoi pe jos. Am mai pupat și voi. Hai, pupați și voi aici pe deaua. Nu știu, poate. Da, și ce e amuzant? Că un copil, frate, un copil știe unde e cartea și, bine, Lucas, zic. Și o întreagă armată, habar n-are să găsească o carte.
Bine, e decidita mai biblioteca, de ce să mint. Dar dacă știe ea cum arată și unde e, atunci ce e așa de greu, Doamne? Ce e așa de greu? Bă, mai aici material, ceva? Heavy guard! Prizonier? Da, prizonier de război. Imagine the force you need to get through that thickness. And imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Nu o să știe ceea ce l-a lovit. Și să aștept să se ducă Marco ăla. Hristos! Iisus Hristos ne-a făcut-o, nu Iisus! Imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing. Bastards. Let's go see. Be careful. No. Există mereu un puzzle pentru toate. Șobolanu. Ia de ce aici? De aceeași cameră cu proștia. Well, mai e va idea. Bă, stai, dacă se cu șobolanii acolo, se duc la ea. Deci, stai că e omoară? Da, e omoară pe caca. Da, uite. Da, dar cum o să faci tu chestia asta? Wait. We've odoris, of course. Fii atent ce trebuie să fac. Vreau să vedem ce mai face și celălalt gardian. Și era frumos jocul până când s-a apară și noi șobolani. Haide să mergem, zic eu. Dar am văzut că aici sunt niște heavy guard, de aia. Containers, small wooden blazes, like the containers separate the various types of ingredients. Cure for longer, increases their effectiveness. Increases the duration of odoris and luminosa. I don't care. Ignite formation distracts nearby enemies. Hmm.
Nu are trail. Eu vreau pe aici la strings. Hai să vedem, haide să facem o de asta, să na, riscăm. Not bad. Not bad at all. Nu vedem ce iese. Sper că mi-am irosit materialele că plâng. Ok, văd că s-a dus aici și... Ok, am înțeles. Hey, what? Îl injectează cu ceva. Ok, who... Cred că este domnul Vitalis. Nu am mai văzut un popă. Îl injectează cu ceva, sânge. Precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. Benevent. In Vitalis Benevent. You have no idea. Se vede după ce ai pe față și cum arăți. Ce Dumnezeu face? Îmi place cum șeful lor este un popă. Este și un popă, ce vrei să-i spui? Deci, uite, și tu, frate, cum îl cară, bă, ăștia doi pe un popă. Bine, nu știu dacă e un popă. Dar na, este îmbrăcat ca unul. Deci avem un prizonier, Roderick. Mi se pare că el a construit ușa. Da, ce ușă? Roderick, looks like we both have problems. Mm-hmm. Amândoi. Ok. Haide să îi omorâm pe amândoi. Da, mă văd dacă mă mut așa? Nu. Deci și așa o să merg. De ce trebuie să-i omorăm? Că ia uite cât de ușor îi evităm. Ia uite. Mă chiar m-a ajutat chestia asta. So he's the one who made the door. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun King. Darun King. Complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Adinem. At Lucan. Oh, well said. Move it. Now listen to me. Me and my friends spent some time in the jails of the Bastion, making the heretics. Mm-hmm. That's what some monkey story. Now, you'll blubber like the rest of them when we camp deep enough. Can't wait. Can't wait. Oh, looks pretty cool. Really nice. Trebuie să nu-l pierd, se pare. So, recognize it? Remind you of your dad? Don't you talk about my father. Oh, really? You want to play that game? O lustră gigantă, am înțeles. Get to work. You
ruined the floor. Oh, heavy armor. There has to be a way. Hey, look. Don't give a shit about you. What? For 2 days. I don't know who you are, but thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, Susan! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. I got scared. But they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Look. Come on. That's it. Come in. The alarm's been sounded. They won't let us go. Hi. The name of Inquisition. Shiche? Hey. Go fuck yourself in the name of Oxybias. One dead end and we're finished. We need to hide. No, we need to slow them down. Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. Where to start? Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother, please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill him. They killed my parents too. Alright, get out of here together. Alright. What about the book? Se pare că eu cu tipul semănăm. There's lots of them around here. Another library. Yes, another. Underneath the library. Forbidden books. That's why we bit the door. So the Sanguis et Tenera has to be here. All I know is it has a red cover. Look, up there. Roses. That must be it. I'll have to climb up. Okay, there's no pot. Hello, mister. Would you mind? Could you lend a hand? Yeah. Interesting. The shelf's for me. That's your route to the book. Easy. Mm-hmm. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. What's that? Yeah. Nice. Oh. You said you'd act as a counterbalance. I did. It gave way. Right. We'll have to be very careful. Da, foarte. Because then we're going to get our ass kicked by a popa. Ce nu știu ce e așa de interesant la la popa asta. La popa Vitalis. Nu știu ce e așa de interesant la el. By the way, my name's Amicia. Acum faceți cunoștință. You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks, of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the apprentice. Monks, of a sort. Watching over the Sanguinis at Anera. Bă, man, ia fă și de aici. Fine for me? Bă, nu știu, asta de-a mea grămadă de creier. Ok, hai. Și acum, nu se face aici. Let's go. Ea mai vrea să duci, nu știu, uite cu ala. Go on! Alright. Where did the soldiers go? You need to move, Amicia. You need to die, Amicia. No, stop. Fine for me. Păi bun, frate, am ajuns aici, bun, și acum? Acum ce? Oh, I know. Let's kill ourselves.
Piatra. Ok, am avut piatra, dar și unde o pun? Aaaa, trebuie să mă dau jos. N-am înțeles. De-o sangui ăla. Hai. Come on, move. Hey, don't injure yourself. You want me to? No, my brother. I owe him this. For all the times I wasn't there for him. Yeah? Well, you have a hard time bringing the book back with a broken arm. Well, true. Ai cu omul meu are dreptate. Hai, bă. Come on, now. Right away. Ok, man, you can stop. I don't know what is. Ei, vezi? Let's get this over with. Smart. Eu am creier. Zic. Hai, mama. Așa. Go on. Bun, și acum, dă-i acolo. Și acum... Roderick? Piesa dacă poate. Nu, nu trebuie să fac asta. That's it. Stop. E de pot să mă urc. Și nu mai are voie să dea de ea. That's it. Nearly there. Hai să luăm cartea. Uite-o. Got it. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Deja au ajuns. Uite și pe domnul Pupa. I know you. Monsieur Derue. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say I have watched you grow up. No, you have no chance, little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the world. Come on, this way! God! Each other well. He destroyed my life. I know what that's like. Flee from the university, chiar asta vreau să fac, man. Ready? It's gonna be hell out Let's there. Let's get out of ready as I'll ever be. Let's go and find the others. Where the hell are they? We've certainly stirred them up. Quiet! Can't risk losing this book. So bad, so quick. Hurry, Alma. We're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Hi. You got it, Roger. Nu te cred că o să chiar îi băgă îl bate. Wow. Did you do that a lot? What? But I'm starting to like it. What? Did you see that? Oh my god. Voi ați văzut asta, mă? L-a distrus pe fraier. Okay, go. Tu te băg. Bă, îmi place de tipul ăsta. Sper să mai vină cu mine. Ia uite cum îi omoară.
Nici nu mai trebuie să fac nimic. Îmi place de tipul. Adică eu moară pentru mine. Ce Dumnezeu? Totul e nice. O fac. Perfect. I wouldn't like to have been on the end of that. Ia că vreau și o să iau niște lucruri de aici. Și acum... Oh, ui, ui, ui. O afară, nu am. Ok, hai. Oh my god. Suntem niște... baștani. Ok. Mă bucur că aud asta de la tine. Hai, deschid-e. Tell me it leads outside. It leads outside. Fire. Pentru că e un foc aici, de-aia miroși foc. Oh! Extinguishes fire, vreau. Man, you are finished. Yeah. Ia de când am luat. Salve, de ne vede pe live. Deci chiar îmi place de tipul ăsta, Rodric. Chiar fain, momo. Hai de bă odată. Și acum noi putem să fim șmecheri și să fugim. Vrei să-ți arăt un truc? Se numește moarte. Ok. O să ar peste? Nu. Stai un... Repede, că îl termină pe ăsta. Ridici. Ia băga și noi puțin sabia în burtică. Cred că știu și eu cum. Look, man. Ce face tovarășul? Bine, nu e niciun tovarăș, este chiar un... comunist din Resident Evil. S-a înstorit că am intrat regional nimic. Do we really have to go in there? Yes.
already hot. What a bloody mess. Dar parcă eram afară, de ce intrăm la loc? What are we going to do? Să murim. Nu. Hai, bă! Aha, da, near leader. Fugi, man. Tu ai făcut asta, misia? Ca să mă se simte prost. The Way of Roses. Da, mă. The Way of Roses ăsta. Capitolul 11. În viață. Am fost în viață de când m-am născut. Uite-l pe frate, ce mi-e mai mic. Și altul. Cât de fani ar fi să fie, oh, is this your new boyfriend? Cât de fani ar fi. So you succeeded? Here. I have to warn you, it smells a bit burnt. Who is he? Grog, the sanguinis of Tenera. What is this book about? It's the story of a little boy. He's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. Uite, cred că ăsta e adict, e ceva gen, oh my god, mi-a luat mami iPhone 11, nu mai pot să mă desprind de el, chiar dacă este o carte. Păi, dar cum ar fi dacă cartea asta ar fi fost de povești? Și după aia într-un cați în ajuc o vezi pe 3 weeks later. După aia o vezi pe mami și acum incidești de o poveste. Decembrie 1304, what? Ce am ratat? Mult! N-am ce să zic altceva. Ia să văd dacă totul filmează. No! Bloody head! That is no good. Hey, are you alright? It's nothing! Tell me, this door, have you ever opened it before? No. It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Oh, I will. Hugo is asleep. Dă-l-mă, n-ai basparge ușa. This at least I know how to... Știu de că am întârziat. Nu-i nimic. Hai, mă. Well, that was... eficient. And almost famous. Come on, let's go. Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust. No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I've felt it here. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Nu am vrut să avoid, eu vreau să merg. Hai. Of course. Let's see where this leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Deci era un și mai unde zic și mie ce am ratat. Oh, hey. Practic ai ratat cum am dat foc la o biserică. Bine, nu e o biserică, e o universitate plină cu cor și am luat o carte care nu știu, dar mie mi se pare de povești. Și i-a mai dat de un popă Vitalis. Bine, nu e chiar popă, nu știu dacă e popă, dar mă. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! What? I'm coming!
I'll call you. Te sună pe iPhone X, mă. Bine, deja fac prea mult mișto. I'm here, Lucas. Quickly. Ce vrea copilul? Please. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Alicia. I'm doing my best. I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Ce? Săracul copil, uite cum arată după 3 săptămâni, serios? Ce ai mă sunat de pe iPhone 133,333. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. I heard her name. Beatrice Stone. There is a life. Beatrice, păi, după 11 capitole aud că e maica mea în viață. Atunci cine a murit în primul capitol când a băgat la sabia în poartă? She's too important to the Grand Inquisitor. Questions, They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? That was it. Oh no! Hugo! The next threshold, it's coming. We have to go at once. To my home. Now, Hugo. We'll stay here with him. It will be all right, man, brother. No, it's my little... Oh my god, how stupid can you be? Oh my god! Acum realizăm după 3 săptămâni când copilul suferă. Trebuie să mergem să luăm chestia. Oh my god! Mom! Al doilea capitol. What the fuck? Deja următorul capitol. What the fuck? We're here. Da, suntem aici. Suntem în locul în care am început totul. Nu voi fi all right, pentru că poate o să mă omoare jobolan. Cine știe dacă sunt aici? Efectiv, un fucking continent. Not so soon, ce? Africa, mama, trebuie și cirea așa de pe tort. Completely destroy. Bom. E distrus. Hai înapoi acasă. Look, the standard of the Inquisition. They still there? Let's be careful. No, nu e nimeni. Păi normal că poate dacă vezi fucking steagul lor. Hai să cad. Nu pot să cad. Copilul e în depresie. Asta se întâmplă cu copiii care se joacă Fortnite și așa o să ajungă ca Hugo. What? What? A mating dance, perhaps. Some animals have very strange rituals. What the fuck? Gaură neagră. Plânge pe Grecie. Nu, no, plânge pe piatră. Hehehehe, boy. I'm going to show you what this really means. Bă, dar dacă e întrerup. Nu mor? Haide să mergem. Depression. Oh, what? To the rats that we were able to escape that day. I see.
This must be one of the first places they came from. But it doesn't explain their behavior. Haideți să mergem la mine acasă. Tot ce mi-am dorit, frate. Și ce, și ce trebuie să mai aflu? Că e maică mea în viață. Frate, ce, ce țeapă și jocul să dea. This is my home. Do you hear me? My home. Da, casa ta. Oh, că înțeles. Oh. Șobolan de pădure. Da, ai dreptate, chiar sunt șobolan de pădure. Bă, frate, eram în fucking lumină și n-am vrut să folosesc lumina asta. De ce? Pentru că mi-a schia foarte multe resurse. What the... Ok, I understand. This game is broken. You go swing. Medicine... Ah, medicine. Cream că zice... Dari, nu se cau aripa lui Hugo, că era, what, că era un what the fuck moment. Da, am văzut. There's a train on the other side. Wait, London. We must have used it to get the troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Da, mă, sunt gata de că m-am născut. De papă șobolanul. Hai, mă, sunt gata. Parcă zici că sunt la Hollywood. Nu, tu rămâi acolo. Oh, wait, please. You are now, I'm going to make you die. Bă, neapărat trebuie să fac o serie cu un joc horror, că e cam ciudat fără jocuri horror pe canal. La mine jocuri horror, plănuia să fac Outlast. You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of you. Look, man, I'm going to fucking kill you. You want me to show you how you are going to die? Pretty easy. Hai, bă, vină încă. I'm going to make... stai, ăsta e la lumină. Hai, mă, să spargi lumina. De, nici nu-s chiar așa de prost. Who the hell are you? The daughter of Robert and Beatrice de Roux. No. Please have mercy. Shut up. I'm leaving you to your fate. Nu place cum e nemiloasă momentul ăsta. Și l-a omorât pe tipul ăla Conrad, era, oh nu, Dumnezeule, iartă-mă, l-a omorât pe Conrad. O fac. Uf! Așa, bă, nice. Avem 12 pietre, nice. Am înțeles. Am luminat zona cam degeaba. Da, pot să iau ceva de aici, nu spune, nu. No. Doare cum aș putea, mi-am și rosit materiale. Nu știu ce presupun că o să am nevoie de Ignifer. Bă, știi ce? Am o idee. Bă, mă crezi că am o idee? Fii antenă. Voi șobolani, vă duceți toți acolo. Așa. Păi zice, voi sunteți de acolo și vă jucați? Fuck off! Acum că ăștia sunt morți. Tipul sălută!
neapărat trebuie să spui când faci live pe Discord, ok? Știi care e chestia? Discordul pentru unii dintre voi este cam inexistent. Și, adică, și eu așa mă postit, adică, serios, foarte degeaba, adică unii dintre voi nici nu sunteți atenți pe Discord, adică sunteți neexistenți. Adică sunteți cam, nu știu, 8 dintre voi pe Discord? Nu știu, adică nici nu știu, adică nu sunteți prea mulți, deci știu foarte bine că nu sunteți prea mulți. Protect, da, am înțeles. Hai să facem la Elimination Bag. This should make things a little easier. Păi da, serio, și da, am făcut un, practic un canal unde poți să aplici să fii moderator și ca să vă fac mai prezenți așa pe Discord, nu știu, poate s-ar putea să, nu știu, am de mult ideea asta în cap, dar nu știu dacă o să o folosesc sau nu. Dacă vreți neapărat să știți ideea, unora dintre voi nu o să vă placă. Deci vă spun, nu o să vă placă. Dar na. Casa ta este momentul ăsta. What? Zi. Păi, de când am făcut om, ok, mai spun după. Chiar e taxul. Bă! Am înțeles. Bun, deci chestia este la ideea mea este ca să fac mai atent, mai bine, ca să faceți acum cerere pentru că practic prezența pe live-uri este cam prea mult. E prea mult. Nu este deloc cine știe ce știe și na. Și ideea mea este, după ce am făcut canalul de Discord unde puteți să aplicați să fiți moderatori, am decis, bine, eu cel puțin, să scot la moderatorul la toți care au ca să facă aplicație. Adică ca să aplicați să aveți. Dar nu cred că o să fac chestia asta. Pentru că nu știu dacă este o idee bună sau nu. Ok, sunt prea mulți? Dar nu vă supărați pe mine, asta e doar o idee care, na, poate nici o să se aplice. Dar asta e decât o idee. Nu o să se întâmple neapărat. Hai, domn' coa. Acum până aici. Hai să mergem la taxul, că n-am. La început sad music și toată lumea știe când este sad music, trebuie să mergem de la. You should have. Mai zi o dată că s-a întrerupt. Oh my god. Sunetul, frate, cum omoară și sunetul. Deci S-ar putea, adică este o idee, nu o să se aplice neapărat. S-ar putea ca eu să, de când am făcut canalul de aplicații pe Discord, ca să vă fac să îl folosiți. În fine, chestia este că
toată lumea știe, bine, nu chiar toată lumea, dar voi știi, unii dintre voi știți că am făcut pe Discord un canal unde puteți aplica să aveți moderator. De ce am făcut chestia asta? Pentru că să intri la un live, știi, și să stai de la sfârșit, de la început până la sfârșit, până la urmă n-am nicio ce să zic, adică e destul de ok, dar apoi consider că na. Apoi eu consider, în principiu, ca să vă fac să mai intrați pe Discord unii dintre voi, să scot moderatorul la toți moderatorii și după ce fac asta, să vă aștept cu aplicațiile pe Discord. Această idee nu o să se aplice, adică nu încă, dar s-ar putea. Whoa, look out, they're all converging here. They're going towards his room. The potions for Hugo must be in there. Lucas, those pots? Simply infusions. Not strong enough. There must be others. So, this is it? Yes, it's Hugo's room. Let's go. What? Camera lui e intactă. Yeah, there are all the pots. Everything's like it was before. Oh, that's not it. Neither's this. No. Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No. It's not here. Still no luck. Mamă, ce o să mai rul la Outlast, știu. Prea nu e să fac jocul. Pare corect să vezi cine chiar merită moderator. Păi da. De asta am și decis să fac chestia asta, dar nu știu dacă o să se aplice nici o să se aplice ca una, adică... Multă lume, pur și simplu, de exemplu Robert la live-ul ăsta nici nu a apărut. Și, na. Bine, nici nu am anunțat live-ul, este, să zicem, o surpriză, dar oamenii care merită moderatorul, sincer, cred și consider că ar trebui să facă cerere pe Discord. Acum, na. Nu o să mă mai gândesc la alegerea asta. Regroup. Regroup. To the right. Come on. Yes, I'm coming. Yes. Oh shit. I left the room. No! De ce mi-ai dat seacă? Bă, și ăsta e mamă. Mamă, Lucas, ieși tu acum. Cel mai deștept, ce să mai zic. Ce dumne... Ia uite, pentru mine nu e cine știe ce, că nu fost la nimic. E adevărat, dar uite, poate o să apară în viitor un lume care pur și simplu poate dă hate. Știi? Și când dă hate sau se zice că înjură sau nu știu, fac ceva care pur și simplu nu este ok, vă spun vouă moderatorilor să îi dați mult sau să îi dați bani. Banul, sincer, nu cred că o să-l folosesc de multe ori, dar o să folosesc time-out-ul, adică să nu mai poate să vorbească. Voi moderatorii, că sunteți mai mulți, aveți treaba asta. Dar s-ar putea, oricum în live următor, sau dacă o să fac iar un video informativ, o să vă anunț despre treaba asta. Dacă o să se aplice sau nu o să se aplice. O să vă anunț. Am primit un achievement, Alchemist. No, they're regrouping. Se regrupează oamenii mei. Bum. To the right. Come on. Yes, I'm coming. Yes. I left
Da, știu că trebuie să mergem, nu sunt și eu străin. Mi se cam periculos aici, nu cred. Nu cred. Ne trebuie să le ștergem mesajele. Da, voi moderatorii, nu neapărat să le ștergem mesajele, adică înainte când vorbesc, de exemplu, mi-a dat urât sau dă spoilere, când joc jocuri cu story, când dacă cineva dă spoilere sau înjură, prima dată să ștergi mesajul, o să-l avertizezi într-un fel. Dacă încă continuă, atunci îi dai timeout. Prima dată să zici că va fi de 5 minute, după aia de 10, după aia de 15, dacă tot continuă, 60, o oră. Da, vom ajunge noi acum. Hai de ce putem să luăm. Deci uite frate cum e totul, uite, acum găsește pe sandwich ăsta la fel. A flower? Intact. Intact? What? A sinkhole, I think. Hugo wouldn't have wanted us to leave it here. Da, frate, cu florile. Bă, de ce am găsit? În toate capitolele, în primul capitol am găsit o singură floare și acum fix în capitolul, să zicem, nu știu câte capitole are jocul ăsta în final. Da, uite, deci am găsit decât două flori, când eu trebuie să găsesc una pe fiecare capitol. Da! Eu după poveste, nu după flori. Bă, aici așa volanți mult mai agresivi. Oxybuy este dominatorul pe jocurile pe covor, e tare, eu nu știu ce am zis, le, dar na, eu și lumicul, eu mare și lumic, chestia asta sunt asemănătoare, deci pare rău. Și e barbasan că nu s-a mai inventat. Mersi, mersi de mesaj. Ok, cred că eu trebuie să fac treaba, nu? Absolut. A, și lua cartea după el. Bum. Fugim. Go. Da, mă, că vin. Bum. Mă, că nici eu nu am așa multe. The cart. Bun, ce presim că o să fim atacați. Așa că o să fac aici, în caz orice. The only way to get the box. Wait, the car. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What car by myself? Down, doar tu. Get your ammunition ready, because we haven't done all this for nothing. Deci trebuia să. Let's go. Deci trebuia să facă muniție. Săracul trebuie să împingă asta singur. Nu că poți. Eu împingeam paza și cu o mână. Ziceai că e Lamborghini. Eram sigur că o să fim atacați. Dar cine crede pe Oxybuy? De când au devenit șobolani așa agresivi? Oh, că nu mori. Parcă zici că e doctor.
De când ne... Bă, la care e primul tău abonat? Primul meu abonat, sincer, n-am ce să zic despre el, adică puțin până înainte făcea niște content random, adică ba, jucam un joc anume, după aia mă lăsam de el. Eu, sincer, am avut mai multe canale de YouTube și toate au cam, nu prea au mers, adică din nume nu prea vedeam. De când am făcut Resident Evil pe canalul ăsta, sincer, a crescut lucrurile cel drept. Primul meu abonat, îl știu, și în ziua de azi îl știu. Dar faza e că nu știu dacă mai e activ. Adică nici nu mai știu cum e. Adică na, primul meu abonat, să fiu sincer cu voi, s-a abonat așa, la formă. Adică nu am văzut să comentez sau chestii. Înainte făceam content pe limba engleză. Adică na. Da, nu te-am ajutat în nașpa. Da, știu că m-auzeam nașpa. Pentru că înainte aveam un microfon. Bă, blană era, dar s-a stricat. Adică, nu știu ce Dumnezeu i s-a întâmplat, dar s-a stricat. Și uite că am rămas cu microfonul care am acum, care nu e chiar așa de bun. Ei! Da, da. Ah, că faci bine. Ah, că poți. Bă, așa un atac din spate? Nu zic o de la capăt că țip. Look at them. Săracu. Ia-ți acum cât dau cu preaștia, aoleu! Da, vin! Toate. Bă, frate, nu vă săturați! Nu vă săturați, stai așa puțin. Că se aude cam tare, nu știu. Gata, mi-am făcut și o muncă la degete. Am zis să fac așa pe... Ia, ce e aici? Nu vreau TV. Se aude cam prea tare, mă înțelegi tu? Da, uite. Dăm numele celorlalte canale. Sincer, canalele mele vechi, deci știu că am avut așa de multe, cel mai ridicol dintre ele, nu știu, nu mai știu exact cum m-a chemat, dar știu că făceam content super... gata, mi-am adus aminte. Știu că se numea canalul meu vechi Texting Story sau ceva de genul. Habar n-a ce făceam în vremea aia. Dar, pur și simplu, știu că era o aplicație pe telefon care, pur și simplu, făceai chaturi, dălea, nu știu, niște chaturi. Și, am făcut povești tâmpite mai mult decât logică. Tâmpite, frate. Nici nu cred că îți dădeai seama. Da, sincer n-am avut multe, adică am avut și eu acolo 3 canale. Apoi, toate canalele n-au mers și l-am făcut pe ăsta și uite că a prins. Bine, a prins puțin, adică, bine, puțin.
de la 36 de abonați până la 120 și ceva, e mult, frate. Într-o singură zi s-a întâmplat chestia asta. Imaginați-vă, într-o singură zi. Deci nu mă așteptam într-o zi să cresc așa de drastic. Ok, zguduiară pământul, am înțeles. Uite aici a murit, mă. Ah, nu a murit aici. Uite, bă, că mă împinge cartul ăsta, uite. Uite, îmi place așa. Deci, mă pun aici pe pauză ca să facem un mic story time. Deci, canalul al meu, nu mă țin minte câți abonați avea, dar știu că niciodată un canal de al meu care să fie popular nu a trecut de 15 abonați. Nu a trecut. În canalele mele vechi. Îmi amintesc că în primul videoclip te jucai Brawl. Pe canalul ăsta, da. Deci, pe canalul ăsta știu că făceam episoade, bine, două episoade cu Brawl ăsta, că după aia m-am plictisit de joc, adică... Clash Royale, bine, acum vorbim de alte jocuri, nu de ăsta. E mașină inventată în anii 1000, Lucas care pige un cart. Săracu, dar chiar e o mașină, ești nebun? Finally! We made it, Lucas! Oh my god, we made it! You can't believe this! Scuze pentru vocea mea, dar pur și simplu în momentul ăsta îi emit fericirea. No, ce cringe era. Oh, cât de cringe! Deci, videole mele vechi sunt vechi și cringe. Adică, n-am ce să zic altceva despre ele. Înainte, nici nu aveam canalul ca lumea. Deci făceam în vremea aia, nu știu, niște jocuri random. Știu că am făcut odată un video cu Minecraft, cum să spun, un texture pack de parcă, unde parcă nu știa nimeni. Dar na, lumea care nu știa, uite, am făcut. Deci tot ce am prins, am făcut. Sincer, totul a început să crească de când am făcut Resident Evil. Deci de când am făcut Resident Evil, a crescut totul, adică nu mai aveam doar m-am văzut pe TikTok un video ăla cu s-a prăjit omul măcar, da, s-a prăjit, să știi că s-a prăjit, dar albușul a cam dispărut, a mai și fost călcat de mașină. Ia uite, mă, s-a vindecat. Lucas, this is it. This is where I saw my mother die. Stai! Ăsta a fost în junghia, nu maică mea. Bine, maică mea din joc, nu. He must have taken the hit instead of her. She is still alive, but they... Imaginează-ți dacă îi spunea think of yourself, nu vreau să oricum, cred că am zis la effort și chestii în video ăsta. Uite ce aici. Deci, dacă tot vorbim de TikTok și chestii, am filmat, bine, un video, nu știu dacă o știi și pe tipa aia, nu știu, Andreea Bostenic, habar n-am. Bă, frate, tipa e super cringe, adică, nu știu cum să-i descriu videourile. Nu vreau să, neapărat să fac ceva cu contentul ei, că până la urmă, nu pot să spun neapărat că contentul meu e cel mai perfect, dar ei cred că depășește măsura. Adică are niște videouri super cringe, adică nu știu. Și nu știu ce Dumnezeu tot există, nu știu, fidget kids de ăștia cu popituri și chestii pe TikTok care
Nu știu dacă știți, dai un video viral pe TikTok în care, aoleo, m-ai supălat că mi-ai spus să fac cu 100, uite să fac cu 10. De serios, persoane de astea de pe TikTok, crede-mă că cât de cringe sunt unele dintre ele. Mai înainte că ne-a întrebat porcul acela, știi despre ceva, cum te chiam să lăuda că are mai mulți ani subscriberi, ei bine, l-a trecut că avea 100 de urmăritori, cred. Oxibas, care e cea mai rușinoasă fază din viața ta? Cea mai rușinoasă? Îți spun acum că am o grămadă, da. Am zis, îți dau 3 numere, da? 1, 2 și 3. Alege unul din alege unul din numerele astea, că am... Astea sunt cam cel mai rușinoase. No, don't be pushed. All right. Sorry. Andrea Bostonoca. Eu cred că o cheamă bostonică. Plus că încă au zis că e best cringe content ever. Eu zic să nu zici. Eu zic, bun, 2. Cred că chestia asta vi s-a întâmplat. Bine, deci... Nu știu dacă am zis sau nu, că e super rușinoasă. Ca să-i prima mea notă la mate. 2 la mate? Păi... Oh my god. Cum 2 la mate? Serios? Oh. Pare rău pentru tine. Deci, 2 este nașpa. Roman Fresco. Tu taci. Ok, tac. Tac. Tac, ai. Că și tu mai aveai puțin. Hei, da. Mai aveam eu puțin. De media la mate era 8. Mamă, că ți-ai și bine. Ți-ai și bine media. Rats, Amicia. If you brought them on the other side of the light, you'd be free to continue. Păi bun, frate, mai au numai acolo. Și? Fii atent că am idee. Blup. Bun, hai. Hai, bă! Că ne mâncă ăștia, așa cum am. Ca să vezi și tu ce creier pe omul ăsta. Mi-am venit imediat 10, bravo! Mi-am venit că ai tu medie mare. E chiar bravo că ai medie mare. The Romans ce ar trebui să fac? Another fresco. A pregnant woman. But that's the door. Look, next to her. It's some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly. Alchemy has often been compared to impregnation. And the crucible or kiln to the neutral. Stai puțin! Mi s-a părut mie sau eu am înțeles că ea s-a făcut însărcinată de la alchimie? Sau cum Dumnezeu se numește? În română, vreau să zic. Alchimie, chimie, habarna. Dar nu cred că numește chimie în engleză. Alchimie, habarna. Poate că e chimie, nu știu. Oh, Leo, my darling dog. I hope you're happy where you are.
Ah, oh, câinele lua asta de la început. Ia, what? Wait, whoa, boy, wait. Oh, great. Hey, what does it look like down there? No. They're all around me, and I can't see a thing. Right, let's go. Up. Oh. And how do you intend to do that? Fugi. What the fuck trebuie să fac aici? Am înțeles. Damn it. Ce face prietenii mei? Încă mai vorbește cu mine ca să pot să mor. Cum ar fi? Gata. In conversation, purification, and sublimation. Toads, one, and a serpent. So our friend the lion is hiding a secret. It's not, perhaps. Help us, mother. Go on. You discovered her secret, Alicia. You've earned this. Da, earned. Da, deci, ăsta e un alt story time cu învățătoarea mea, adică am o întreagă istorie de făcut despre ea. Adică, na, ce să zic. Un spoiler alert, nu-i plăcea de mine, chiar mă ura. Da, na. Mersi că acum spui. So, what do you see? Complementary products, stabilizers. Reagents, noble materials, vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Alicia. Good. Good. Alicia, please not handwritten by your mother. Try a new transformation and the elixir is incomplete. The torch of the carrier disappears, leaving my son in the darkness of the macula. She was on the... Okay, I saw... Ok. Tocmai am verificat verificat și eu câte grade are procesorul meu. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's another fresco. A child in the arms of its mother. Marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least 8 centuries old. Ce prima macula, frate? Ce macula? Vine de la... Sanguinis tenera, the
Voyages of the Blood, the Macula travels through history. It's already changed the world and will do so again. This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Demetria, I think we found it. Open it. All right. Kratin. Nice. What the fuck is this? Look, found crystallization. New green edging. Substance clear. What? Lucas? Amber fragrance. Amazing. Spit it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress. But she didn't have time to finish uni. The same cure that yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. So perhaps we can use it ourselves. With the book and my preparation, I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. Why didn't she tell me? I would have understood. I would have... Ah. I would have done the same thing, Amicia. She was an alchemist, and, you know, a mother protects her children, doesn't she? No! Pe mine... no! Uite, mă, au venit prietenii noștri! No, no, not now. How are we going to get out of here? Forget it! Just finish the cure! I'll call them back! Hai tu, skip. Ce să dau skip? Why now? Lucas, we have to get a move on. I'm reading. One stop to the sun door. She's on the torch. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element. But the book says, we must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. We must not add, but subtract. Find me some macerate, while I prepare the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Where will I find it? In the pharmacopoeia. What is it? The alcove of the curtain. On my way. E în partea opusă, frate. Wow! Atât de puțin? Păi eu cum o să ajung acolo? Prima masă. Uite mă, chestia asta. Let's see. Cum funcționează? Too many. Uite. Bă, ești nebun, am și ghicit-o. Bă, ești nebun, am și ghicit-o. Nu mai, bă, frate, cât să-ți... Ok, am înțeles. Ai văzut finalul? Mă bucur. Tot ce ar fi să nu dai spoilere, please. The bridge, Amicia. You have to clear away to the stills for me. Alright then, let's get to those stills. Ah, mă bucur. Eu zic să mă duc până acolo. Nu pot să țin live-ul până la nesfârșit, adică nu, chiar nu pot să țin mult. Adică pe la un 11, cred că o să închid live-ul pe la un 11. Oh, am înțeles, frate.
Unde? Unde? Unde că se aude sunetul de șobolani? Mă sperie șobolani ăștia, serios. Am înțeles. Mai vin și aici. Hai că vine și ăsta. Se închină toți la ea. Ce? Memorii amuzante scrise. Mă bucur. Damn, fam, you got the whole chat laughing. Se îndepărtează? What? Ce se întâmplă? Se îndepărtează de noi? What? Mami Amicia și fiul lui și fiul Lucas. Bozi, dar toată poțiunea s-o bea ca pe apă? Șat, eu dum habar n-am cum mai zicea. Uite-i pe ăștia doi. Iar Link, ce ai pus aici? Nimeni pe care diriga nu trebuie să le vadă. Doar doza săptămânală de... Nimeni, da, nice. Nu o să-i arăt dirigintei mele. Uite-l pe cochie, mamă! Că era o să fie. But where is mommy? Pentru că mi se pare că... A bun pe tot? Bun, pare că a auzit-o. Bun, pare că el a auzit ce face Bahui. Dorme cu sorsa. Și după aia, cred că, după aia, bun, pare că o să trezească și o să fie. Domnul Vitalis Popa a venit să vă spovedesc. Uite, luați aici niște aghiazmuri. Penance. Amicia, you won't believe it. Project Beat Arthur at the slip. That's not
of druids in front of the land. You're just rubbish. You two are druids. Don't play by the rules. You're gonna tell me. Bă, unde e copilul? Bă, copilul! Copilul! Și-a luat și colierul! What? Eram sigur că a auzit. Eram sigur. Că de ce ar fi fugit? What the fuck is happening? Imaginează-ți că el a fugit acasă pe la prinsing cu tipii aia, că dacă s-ar fi întâmplat chestia asta, m-aș fi pipi pe mine. A village? Here? Un sat? Clervi! Have you seen Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door. I'm going to find him. All right, but be careful. An ill wind is on its way, Amicia. What is that? What is going on? Laurentius, Sicha. Waiting. Waiting. Is that really you? Eu cred că totul este o imaginație. He's gone. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't know. I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood, but to love. To protect. I'm going to find him. Then go and pray there is still time. That's him. Mother? Alicia, come here. Yes, mother. Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But his emotions, Alicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, Mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Go on, then. See for yourself. No, cred că nu mai vrea să mă vadă. Are you alright? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me Mommy was alive? Și-a dat seama, v-am zis eu. You're jealous! Let go of me! Hugo, no! Wait! Hugo! Bă, n-a fost un... Where are you? Cred că ăla este un tip de ăla. Hai odată! Hai! It's him! Hugo! Let me go! He's there! Amicia! I'm here. Everything's all right, Hugo. It's over. Hey, are you all right? They didn't hurt you, did they? No. But why did you go off like that? I heard Mommy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But...
She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. All right. We must get back to the castle. Da, deci a fugit. Am zis că măcar l-am prins iar. Mami! Amici, it's mami! What? It's coming from over there! We have to go! No, you're not going! But why? Let go of me! Hugo! Da, fix în iar și la casă. Come back! Parcă zici că e un Tartarus. Nicolas? Chiar neapărat ai face pe la 11? Da. Bă, o fugi de acasă. Bravo, frate, deci eu m-am bătut cu șobolan, eu am făcut totul deja. Wait, what? It is done. Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. Oh, I'm lost, Angela. You are very precious to him. Dacă vă întrebați ceea ce se întâmplă, folosesc un pistol cu capse care nu este armat. De ce de plictiseală? Bine, adică nu chiar de plictiseală, dar na, e 11. Na, să vedem ce e aici. Deci eu joc cu copilul. În fine. Băi, băieți, cred că închidem și noi live-ul aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un butonul ăla de like și să apăsați clopoțelul ca să fiți de acord cu totul. Dați subscribe, nu uitați de subscribe. Și ne revedem.